Ce Dumnezeu se întâmplă cu Cardano? Nu mai crește deloc, din contră, a luat-o la vale de la 3 dolari și s-a dus la 2 și tot scade și sângerează. Salutare frumoșilor, Cristian Chifoi aici. Hai să luăm puțin ecosistemul de la Cardano, să facem un breakdown, să vedem ce înseamnă și poate la sfârșit de clip o să vedem niște predicții de preț în viitor. Dar înainte de toate, hai să trecem prin research-ul ăla despre care am vorbit, că o să facem pentru fiecare proiect în parte, despre care voi ați menționat prin comentarii. Și în primul rând să vedem exact numele de unde vine. Cardano se numește proiectul, iar ADA se numește tokenul. Iar tokenul sau denumirea tokenului vine de la Ada Lovelace, care a fost o actriță de filme pentru adulți în trecut. Glumesc, este o matematiciană din secolul XIX care poate fi considerată primul programator din istorie. Da, foarte interesant. Aveți site-ul lor pe cardano.org, foarte informativ, dar hai să vedem ce vrea să facă proiectul ăsta. În primul rând este fondat de Charles Hoskinson, care este cofondator Ethereum. Foarte, foarte important, deci o tonă de experiență în spate. În primul rând, Cardano este un blockchain descentralizat care vrea să lucreze pe bază de smart contracts. Nimic interesant aici, cam toate vor să facă același lucru. Însă, value proposition principală pentru Cardano este să creeze aceste smart contracts pe baza consumului foarte, foarte mic de energie și să folosească ecuații matematice pentru a genera un smart contract sau digital contract, cum vrei tu să o iei, mult mai sigur și mult mai greu de hackuit. Și ca să facem o analogie din lumea reală, Cardano vrea să fie pentru blockchain ce este mașina electrică pentru cea pe motorină. Ambele servesc același scop, ne duc de colo-colo, însă cea electrică este din ce în ce mai eficientă și are emisii zero. Deoarece Cardano, fiind un proiect de business, așa cum am povestit de fiecare dată, trebuie să vină cu un value proposition diferit față de competitorii lui, iar competitorul principal pentru Cardano este Ethereum. Iar Ethereum în prezent, pentru că este la Proof of Work versus Proof of Stake, cum este Cardano, consumă foarte, foarte multă energie. Deci cam asta este problema reală pe care vrea Cardano să o rezolve, pentru că am zis că în research-ul pe care îl facem, vedem ce problemă reală vrea să rezolve proiectul ăsta de business. Iar o utilitate reală, în sfârșit reală, în prezent de la Cardano, pe 12 septembrie au lansat generarea de smart contracts, în sfârșit, după atâta timp. Și bineînțeles, înainte de asta a avut un spike în preț și după aia a început să o ia la vale. Este foarte des denumită pe internet The Green Cryptocurrency, tocmai pentru că concurează direct cu Ethereum, care folosește foarte multe resurse și are gas fee-uri imense. Chiar am vrut să-mi cumpăr odată un NFT de pe OpenSea, care este o platformă construită pe platforma de la Ethereum, și mă costa NFT-ul ăsta undeva la 250-300 de dolari. Dar ca să-l achiziționez, gas fee-ul era 150 de dolari, deci nu e fezabil. Așa că hai să trecem la roadmap să vedem exact ce și-au propus să facă și în cât timp. Deci, ecosistemul Cardano își împarte practic cele 5 funcționalități în 5 ere, cronologic vorbind, fiecare denumită după un tocilar celebru. Și avem prima dată fundația, care se numește Byron, apoi descentralizarea, care se numește Shelley, apoi smart contracts, adică lansarea de smart contracts, care se numește Gauguin, sper că așa se citește, și practic noi suntem în era asta, doar ce s-au lansat smart contracturile, apoi avem scaling, da, Basho, și governance, Voltaire. Deci oarecum am trecut în faza a patra, care este scaling-ul, iar ei o numesc o era a optimizării, deoarece și pentru că poți da click pe fiecare portret la roadmap și vei vedea că la fiecare din cele trei prime generații s-au implementat foarte multe sisteme în Cardano. A fost chiar numit în 2019 cel mai activ dezvoltat blockchain. Acum este nevoie de o perioadă în care să se asigure că tot ce este acolo funcționează. Dacă te vei uita cumva pe CoinMarketCap la graficul lui, vei vedea că este în valuri. Bineînțeles, spike-urile astea se creează în momentul în care se anunță ceva interesant pentru Cardano, adică foarte des, iar apoi interesul scade. Și un quote direct de la ei pentru această eră spune că în era Basho o să vedem Cardano ca devenind cel mai performant, durabil și flexibil blockchain din toată industria. Și un lucru de observat aici este că au ținut o evidență foarte, foarte bună la tot ce au făcut până acum și explică destul de clar ce vor să facă în continuare. Însă o parte negativă aici, dacă tu ești un începător în cripto și auzi toate nebunile care se spun despre Cardano și apoi intri pe site-ul lor, nu o să înțelegi nimic, pentru că este explicat totul practic în niște termeni foarte tehnici. Și nu doar foarte tehnici, ci foarte, foarte vagi. Adică spun cuvinte foarte mari și nu exprimă oarecum nimic. Însă value proposition este acolo mereu. Vrea să fie cel mai green blockchain din industrie. Și hai să vedem ca și istoric rapid ce a făcut Cardano până acum și de cine este reprezentat. În primul rând, când a fost fondat în epoca ICO-urilor, adică Initial Coin Offering, au ajuns la un market cap de 600 de milioane de dolari, iar în prezent au ajuns undeva la 70 de miliarde. Este fondat de Charles Hoskinson, care inclusiv el are un canal de YouTube unde mai discută despre ce face la Cardano. Majoritatea echipei care lucrează la Cardano au doctorate, însă ca să fim sinceri până la capăt, Cardano inclusiv a fost construit pe Ethereum. Însă de curând s-a mutat pe Binance Smart Chain, pentru că inclusiv Binance este puțin mai scalabil și are tranzacții mai rapide și mai ieftine. Iar în momentul de față este pe locul 5 în Coin Market Cap și poți să tranzacționezi tokenul
angajatorul cam pe orice exchange. Echipa din spate este destul de majoră, undeva la 500 plus angajați. În majoritate cam toți sunt meseriași din domeniu, dar hai să discutăm mai bine despre comunitate, pentru că era pe primul loc, nu știu dacă mai este încă, ca și comunitate engaging din tot spațiul ăsta crypto. Au undeva la 90.000 de oameni pe Telegram, 120.000 pe YouTube, 670.000 pe Twitter, 640.000 pe Reddit, iar aici nu prea face lumea trading cu Cardano. În majoritate oamenii ăștia țin pentru că sunt foarte devotați. Și deoarece comunitatea este foarte, foarte engaging, o să vezi postări frecvente despre ce au făcut, despre ce vor să facă, despre Cardano fiind cel mai șmecher blockchain din univers. Și în același timp Charles Hoskinson semnează proiecte reale cu guverne și alte organizații foarte mari. În 2019, ministrul educației din Georgia a semnat un memorandum de înțelegere cu Universitatea Liberă din Tbilisi ca să utilizeze Cardano să construiască un sistem de verificare credențială pentru tot statul Georgia. În 2019, New Balance a anunțat un program pilot construit pe blockchain-ul de la Cardano să urmărească autenticitatea celor mai noi produse de la New Balance și, în primul rând, Adidasilor de basket. S-a anunțat un parteneriat între Cardano și guvernul din Etiopia încă din 2018 pentru a construi pe ecosistemul de la Cardano, ce anume, ce s-a finalizat de fapt în 2021 în aprilie, când ministrul educației din Etiopia a anunțat planurile de a construi un sistem pe Cardano ca un registru pentru urmărirea identităților și inclusiv a notelor tuturor celor 5 milioane de studenți din țară. Și în septembrie 2021, Hoskinson a început să lucreze cu un DJ de muzică electronică dance, DJ Paul Oakenfold, ca să-și lanseze albumul Zombie Lobster pe ecosistemul de la Cardano. Hai să vedem partea de investitori. Pentru că au avut un ICO destul de mare, care a ajuns la 600 de milioane de dolari, nu au avut nevoie de investitori mari. Nu știu dacă știi cum funcționează un ICO, este ca și cum ai lista public o companie publică. Și practic de acolo vine și terminologia asta de ICO, de la IPO, Initial Public Offering, pentru o companie care va deveni publică. Compania devine publică, pune la bătaie o grămadă de acțiuni, setează prețul per acțiune, iar investitorii liberi, adică nu cei acreditați, cei mari, adică eu și tu, putem cumpăra acțiunile alea în mod liber. Însă, recent au angajat o firmă care se ocupă de investiții pe termen lung și care inclusiv ei au un fond de investiții foarte mare, de 20 și ceva de miliarde. Hai să vedem care ar fi concurența pentru Cardano. În primul rând, Cardano este concurența pentru Ethereum. Însă în spatele lui Cardano vine foarte puternic Solana, despre care o să vorbim probabil în clipul următor, pentru că Solana doar ce-a pompat masiv. Însă Cardano se bazează că face totul foarte rapid și foarte ieftin. Bineînțeles, în primul rând pentru că funcționează pe Proof of Stake. Iar protocolul Proof of Stake de la Cardano se numește Ouroboros, un nume foarte, foarte cool și folosește anual undeva la 6 gigawatts oră, în timp ce Bitcoin și Ethereum la un loc folosesc undeva la 110 terawatts oră. Deci Cardano folosește undeva la 0,01% din toată energia de la Bitcoin și Ethereum. Hai să ne uităm un pic la partea asta de tokenomics, care este foarte, foarte importantă și am zis că o luăm la breakdown de fiecare dată. Cardano are un supply fix de 45 de miliarde de monede ADA, iar 30 de miliarde dintre ele au fost emise sau vândute în timpul ICO-ului. Iar celelalte 15 miliarde de monede care au rămas au fost puse într-o rezervă pentru operațiile viitoare pentru rețea. O altă chestie interesantă este că la fiecare 5 zile, comisioanele tranzacțiilor și un procentaj fix din rezervele astea sunt adăugate într-un pot. Și mai apoi un procentaj fix din potul ăsta este adăugat la trezorerie, iar ce rămâne este distribuit ca rewards la staking. Acum întrebarea ar fi ce este acel pot și ce e trezoreria despre care vorbeam. Ei, ca să nu prelungesc clipul ăsta cu încă 74 de minute, ai un link în descriere și poți să citești singur. Și hai să vedem în continuare ce probleme au avut. Hai să vedem dacă au fost dați în judecată. Iar răspunsul aici este da, de către un fost partener de research. Au fost hackuiți? Nu, este imposibil practic să hackuiești rețeaua de la Cardano. Au fost auditați? Da, pe 27 aprilie 2020 de către Route9B. Poți verifica inclusiv rezultatele auditului. Și acum momentul pe care l-a așteptat toată lumea, hai să vedem știrile astea picante din ecosistemul Cardano. Ce s-a spus picant despre ei? Nimic! Cardano este cel mai boring ecosistem creat vreodată pe blockchain. Bineînțeles, în același timp asta înseamnă siguranță și stabilitate și practic o modalitate de a-ți investi banii foarte, foarte safe. Însă pentru cei puțin mai aventuroși, probabil că Shiba Inu sau Dogecoin sună mult, mult mai interesant. Deci Cardano poate fi comparat cu aroma de vanilie. Mereu te poți baza pe ea, însă este neinteresantă. Bineînțeles, o analogie proastă ca de obicei. Nu știu ce mai cauți pe canalul ăsta. Deci practic nimic interesant aici, dar asta face din Cardano o investiție destul de sigură. Singura problemă în momentul ăsta este că
doar ce am avut un pump foarte, foarte masiv până la 3 dolari, iar eu cumpărasem de pe vremea când era 1 dolar și ceva și la 3 dolari am ieșit. Cristiane, cum adică ai ieșit? Tu n-ai zis că ești hodlă, n-ai zis că ții mereu? În primul rând, strategia asta de a ține monede pur și simplu este una foarte, foarte proastă. Dacă vrei să ții cu adevărat ceva, ține Bitcoin sau Ethereum, sau amândouă. Deoarece Bitcoin a demonstrat de-a lungul a 12 ani de funcționare, Ethereum deja are 6 ani, de când face chestii, nu doar de când a apărut, iar Cardano de-abia și-a lansat smart contracturile. Și încă funcționează pe platforma de la Binance. Și de când a atins all-time high-ul de 3 dolari, a scăzut drastic până la 2 dolari și cred eu că o să mai scadă și o să iasă din top 10. De ce? Pentru că nu mai este nimic interesant care se întâmplă în viitorul apropiat. Eu nu zic că nu o să prindă pe termen lung, nu zic că nu este un proiect stabil și de viitor, însă pe termen scurt se fac și speculații foarte multe. Iar atunci când vine un bear market și nimeni nu știe exact momentul când va veni, pentru că fix când vom fi în bear market și se va anunța că suntem în bear market, de-abia atunci știm că suntem în bear market. Da, n-a avut sens deloc nici asta. Cert este că, ca și hodler, nu vrei să ai 15.000 de monede în portofoliu. Așa că dacă îți place Cardano, focusează-te pe Cardano în primul și în primul rând și mai alege maxim 2-3 coinuri în plus. Și asta este problema oarecum cu toate proiectele din cripto, mai ales cele majore și care au utilitate reală în viața noastră reală. Pentru că dacă n-ai fost pe fază, în ultima lună Shiba Inu a ajuns pe locul 10, fix în spatele lui Dogecoin, a pompat ca la nebun și n-are oarecum nicio utilitate reală. Deci ce trece de Bitcoin și Ethereum mai jos în clasament sunt speculații pe termen scurt, momentan. Dar dacă crezi cu adevărat în Cardano, fii all-in pe Cardano și atât. Pentru că este foarte greu să managerezi un portofoliu și cu shitcoin-uri și cu Bitcoin și cu Cardano și cu 15 chestii care fac 15 lucruri diferite. Și atunci ajunge pe ziua de azi, mi-am dat seama că finalul clipului, după ce am terminat de vorbit de Cardano, a fost mult mai interesant decât a vorbi despre Cardano tot clipul. Dar dacă ești un investitor mai conservator, Cardano îți va plăcea cu siguranță. Așa că mersi că ai rămas până la final, nu uita să lași un like la clipul ăsta, pentru că ajută foarte mult canalul, și un subscribe pentru că pregătim din ce în ce mai multe detalii despre o grămadă de alte proiecte din cripto. Și dacă vrei să te duci mai mult în domeniul financiar, nu uita că ai în descriere o serie de dealuri foarte bune. Ai special de la mine un e-book care se numește Școala de Antreprenoriat și conține 7 pași importanți și corecți pe care trebuie să-i faci dacă vrei să dezvolți o afacere, mai ales din 2021, pentru că ne bazăm foarte mult pe digitalizarea afacerii. Și în care te ajut inclusiv să găsești ideea de afacere dacă nu ai una, cum să-ți construiești propriul plan de afacere, cum să-ți faci un MVP, cum să faci o strategie de marketing, cum să stabilești avatarul de client, cum să stabilești arhetipul de brand și cum să pui afacerea pe picioare ca mai încolo să te plătească și să nu mai trebuiască să lucrezi pentru ea. Iar acest e-book este total gratuit, ai link în descriere. Dacă te interesează să te educi și tu mai departe, la fel cum am făcut și eu în spațiul ăsta crypto, ai cartea standardul Bitcoin cu 10% reducere din partea mea dacă folosești codul Notorious sau pur și simplu accesezi linkul din descriere. Și mai ai inclusiv câteva cărți și audiobook-uri pe site. Dacă vrei să investești în Elrond prin aplicația Maiar, unde și eu am investit bani, poți depune cel puțin 200 de dolari și amândoi vom primi 10 dolari dacă faci asta. Și în plus am un pachet de 6 e-book-uri de educație financiară la jumătate de preț. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.